Aportul autobuzelor importate din Olanda până acum s-a făcut deja simțit în municipiul Buzău. Au început să sosească și cele din al doilea lot pe care Transbuz le-a achiziționat în acest an. Al doilea lot de autobuze au sosit primele 5. Urmează probabil până duminică luni să mai sosească încă 5, sunt pe drum. Cred că sunt la intrare în țară acum și până la sfârșitul săptămânii viitoare ultimele 5. Deja primele 3 din primul lot sunt deja la Registrul Auto Român pentru verificări, pentru avize și urmează să le înregistrăm. Se are în vedere și asigurarea unui transport rapid și eficient pentru navetiștii din localitățile mai apropiate de municipiu care lucrează în oraș. Împreună cu UAT-urile din prima linie, mă refer la comunele limitrofe, să putem avea de la începutul anului viitor un transport și spre aceste localități, pentru că foarte multă lume din aceste localități lucrează în orașul nostru. Am avut o discuție cu Transbuzul, am discutat cu juristul de acolo, urmând ca noi să primăria să preluăm și noi o documentație de la Vadul Pași, care deja am înțeles că este în avans, și să facem și noi hotărâri de Consiliu Local ca să putem să băgăm și autobuzul de la Transbuz, să facem legătură între Buzău, Lipia, Merei și Munteoru și retur. Extinderea traseelor urbane în afara orașului va respecta toate rigorile legii pentru a nu încălca drepturile contractuale ale transportatorilor județeni. Primarii, marea majoritate au dorit acest lucru. Îi chemăm încă o dată împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Adrian Petre, care are competențe din partea Consiliului Județean pe această zonă, astfel încât să vedem ce perspectivă avem. Oricum facem eforturi până vom putea achiziționa și pe fonduri europene încă 10-15 autobuze Euro 6, să mai cumpărăm în prima parte a anului viitor, tot second hand, încă 15-20 de autobuze, astfel încât să ajungem cam la o flotă de 110 bucăți, fapt care ne-ar permite să putem fi foarte bine și în Buzău, dar și în afara Buzăului până la 15-20 de kilometri. Autobuzele cu burduf care vor asigura în principal transportul din afara orașului vor începe să sosească la Buzău încă de la începutul anului următor, împreună cu autobuzele existente, cu cele second-hand achiziționate în acest an și cu cele noi care vor fi cumpărate anul viitor. Flota Transbuz va ajunge la 110 autobuze.